Noi suntem de la Tudora și suntem la țară, ne ocupăm cu creșterea animalelor, cu culturile mari, cu grădinile. Cu asta trăim noi. Nu ne ajunge, pensiile sunt mai mici și trebuie să muncim. Și ținem păsări, ținem porci, am avut și vaci, acum le-am, nu mai putem. Soțul e cam în vârstă, operat și nu mai poate. Și de acum începem să stăm mai cu porci, cu găini și pe lângă casă, solar, vii, trecem la porci. Na, hai vino încoace, unde te duci? Dă aici, că el mănâncă mere. Asta era să Pietrean. Uitați, el are acum 11 luni porcul ăsta. De anul 11 luni are. Și uitați că are 250 kg. Și nu este o rasă de carne, nu are slănină multă. Că noi nu mai consumăm acum la vârsta asta multă grăsime. Și îi sacrificăm. Și mănâncă și lucernă, și mere, și bosan, și de toate. Și-s foarte domestici, foarte nu sunt agresivi. Aici avem și moara care le facem făină noi. Așa e aia. Punem aici grăunțele și se face aici un sac, punem și facem făină sau facem crupi la pui cu, de la moara asta, ca să nu mergem prin sac, să stăm la rând. Noi facem aici crupi. Așa, și le punem și o leacă de grâu de aici avem și amestecăm și avem mâncare la păsări și la porci. De când suntem în Uniunea Europeană, suntem mai liberi. Avem dreptul la vorbi liber și a ne spune părerile, dar nu suntem mulțumiți de pensii. Asta mă doare mai mult. Pensiile sunt mici în corelare cu prețurile. E greu pentru noi, de asta trebuie să muncim, știți? Că pensionarul, dacă e la pensie, de acum ar trebui să muncească mai puțin. Dar dacă prețurile sunt așa mari, noi trebuie să muncim mai mult. Ulei cumpăr, când nu am ulei, zahăr, orez, astea. Dar eu mă refer și la copii și copii, eu vreau să copiii mă trăiască bine, nu? Nu vreau să cheltuie toți banii pe alimente. Eu am trăit pe timpul Ceaușescu, în comunism. No, era greu, greu era. Undeva era o ordine și disciplină mai multă, că nu era atâta de bandadă cum este acum, dar era multă strictiție, mult, nu era aliment, nu era, știți, era greu. Îmi place foarte mult să muncesc. Și nu-mi place cineva să rămână cu animalele mele, nu. Cum fac eu, așa e bun. Am lucrat la CTC 25 de ani, în oraș la Botoșani, și am devenit foarte exigentă. La mine, dacă îmi faci, îmi faci treabă bună, dacă nu, mai bine să nu faci loc. Copiii mei nu cumpără carne, numai la un grătar. În rest, noi tăiem câte 2 porci pe an, păsări, uitați, am și în livadă. Ia, hai veniți încoace. Puii îi ținem deoparte, găinile le ținem deoparte. Scoatem, dar și cumpărăm de o zi de la Agroland și îi creștem noi. Nu avem nicio interdicție, dar noi cu asta trăim. Doar nu mergem să cumpărăm de la abator, că nu știi ce cumperi. Noi creștem pentru familia noastră. Și dacă surplusul, îl vindem. Nu ne oprește nimeni sau să vină cineva de niște legi de sus să ne zică că nu aveți voie. Deocamdată noi creștem întotdeauna. Așa am avut și vaci. În primăvară am vândut 2 vaci. Noi făceam cașcaval, brânză, lapte. Am 25 de ani. Da. Și aici am și 5 ari de vii și am o 3 ari de livadă și în curte ce mai avem și agricola așa, acolo avem mai vreo 10 ari, atât. Aici am iubesc florile foarte mult, foarte, foarte mult. Tot felul de flori avem, și trandafiri, și begonii, și gloxeni. Aici eu când bate soarele tare, le întorc că le arde soarele. Și că după ce pleacă soarele, le întorc înapoi cu fața încoace. O clipă de ragaz, nici cafeaua nu am timp să o beau așa, pe scaun. Nu vrei. Viața. Nu, așa e firea mea. Eu pun cafeaua pe o masă și când trec pe lângă să iau o gură. Nu ce doar, eu nu am timp să stau așa. El se supără, mă ceartă. Din gură.
Da, și tot mă duc să-ți spun, să fac foaia aceea, nici nu termină ce ai de făcut când dau alta, altă treabă. Și tot așa, până dimineața până s-a. Am lucrat la fabrică în tinerețe. Era altfel, la țară e altfel. Da, și acolo. Eu am lucrat goblene. Eu n-am stat. Bă, dar ce fusur. De dimineața până seara eu stăteam și lucram la goblene, la un oraș, până o să vă arăt. Foarte mult și toată nădejdea mea e la Dumnezeu. De când am început să învăț să lucrez astea, nu mai e mai mult cu tematica asta. Mi-a plăcut, mă liniștește. Și merg duminica la biserică, în fiecare duminică cânt la cor. Stare, îmi place să muncesc tot timpul. Eu nici când dorm, nu pot să adorm, că eu mă gândesc că a doua zi ce-ți fac. Cum programul mi-l fac, planificare dimineața, asta. Aici și mai mult de jumătate de an ăsta la un tablou. E foarte, foarte migălos, un singur fir să faci curciulița. Nu purtam ochelari atunci, acum port. Aici și n-ai voie să greșești un punct. Dacă ai greșit, nu-ți mai iasă nimic. Perfect, trebuie să faci. Și am și croșetat astea, toate sunt făcute de mine. Toate, dar eram la oraș. Acum nu, nici nu mai văd și nici nu am timp. Cine nu muncește, se îmbolnăvește. Dacă nu muncesc, eu una, imediat mă duc pe lumea cealaltă. Pe mine munca mă ține și îmi fac timp și de biserică, și de porci, și de găini, și de vaci, și orice îmi fac timp. Am 100 și ceva de grame de fasole ca să le alegi pe toate, bob cu bob. Și eu le-am bătut, le vânturi, dacă știi ce înseamnă la moldoveni, să le ții așa, cu găleata, să le vânturi, să le faci curate.